Cum a cinstit Maica Domnului pe cel ce i-a cinstit numele? În cetatea Artesauza, în țara Niderlandiei, un călugăr avea evlavie foarte mare către Maica Domnului și făcea mare cinste numelui Maria. În fiecare zi când se ruga, citea psalmi care începeau cu slovele care sunt în numele Maria. Astfel, întâi citea un psalm care să înceapă cu slova M, apoi citea alt psalm care începea cu slova A, apoi citea un alt psalm cu slova R, altul cu slova I, apoi altul cu slova A. Acel călugăr, ce se chema Ioțian, a murit în anii de la Hristos 1179, noaptea în ajunul Sfântului Andrei. Din gura lui a crescut un trandafir și era întrânsul slova M. Din ochiul cel drept a crescut alt trandafir și era scrisă slova A. Din ochiul cel stâng a crescut alt trandafir și era scrisă întrânsul slova R. Din urechea dreaptă și stângă au crescut alți doi trandafiri și întrânșii slovele I și A, făcând toate împreună cuvântul Maria. Într-acea vreme, călugării au făcut știre episcopului într-o a cărui ascultare era el. Episcopul, dinpreună cu ceata bisericească, au dat mare cinste și au făcut litie la acel trup. Trandafirul din gură l-au luat, l-au pus într-un vas de grijanie și a rânduit să se păstreze în sfântul altar. Acel trandafir nu s-a vestejit niciodată, iar ceilalți, îndată ce au fost ridicați, s-au uscat. Trupul acelui călugăr, luându-l episcopul, l-a îngropat în biserică și era sfințită Maicii Domnului. Iar pentru pomenire, tot el a scris acest lucru pe o tablă, pe care a dat-o să se păstreze în visteria bisericii.